Bine ați venit la altă lecție despre jQuery. În această lecție vom vorbi despre metodele globale Replace With și metoda globală Remove. Metoda Replace With face ca atunci când dau click pe un eveniment sau se întâmplă un eveniment, în acest caz dau click aici, să presupunem că în zona, nu într-o zonă, pardon, unui element o să fie înlocuit conținutul, da? Dau click, de exemplu, aici și pentru toate paragrafele conținutul se va schimba. Sau, de exemplu, vreau să, atunci când dau click aici, exact pentru un anumit ID, da, dintr-un anumit element img, da, sursa să se schimbe. E bine, asta vom face în primul rând și după aceea, atunci când vom folosi metoda globală remove, de exemplu, pe zona 1, când dau click aici, atunci să îmi înlăture zona 1, să nu mai existe aici. Bun, haideți să începem. Și în primul rând o să îi dau ca și țintă, pardon, selectorul de tip paragraf, da? Și dau ca și metodă replace with punct și virgulă, ghilimele. Pardon, asta trebuia să-l pun după. Și zicem, înlocuiește tot cu un element de tip paragraf. Da, am pus totul cum trebuie. Îi dăm refresh și oriunde voi vedea paragrafe, aici un paragraf, aici este un paragraf și aici este un paragraf, deci până și aici o să-mi schimbe. Haideți să dăm click. Da. Și mi-a înlocuit tot conținutul pentru toate elementele de tip paragraf, pentru că astea am dat ca și selector, selectorul de tip paragraf. Nu, de fapt selectorul de tip element, da? Și mi-a înlocuit, hai să zicem aici un H3, da? Acum putem să înlocuim un loc de paragraf cu un H3. Și acum când voi da refresh și dau click, da, mi-a înlocuit cu un H3. Bun. Avem și posibilitatea să-i dăm remove. Remove, ce înseamnă asta și nu o să facem pentru asta, o să îi dăm pentru selectorul de tip zona pentru ID, pardon, zona 1 și dăm remove. Bun, atunci când vom da click pe acest buton, vom va înlătura întreg acest element, întreaga secțiune logică. Da, și mi-a înlăturat absolut toată zona. Și cam asta a fost și această lecție.